Astăzi creștinii ortodoxi prăznuiesc nașterea Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută ca Sfânta Maria Mică. Este ziua în care cei care își serbează onomastica primesc urări și daruri din partea cunoscuților. Un buchet de flori sau un aranjament floral este cadoul perfect pentru fiecare sărbătorită, dar florile nu se mai oferă ca odinioară. Asta o spun vânzătorii de flori care se plâng de vânzări și spun că giurgiuvenii oferă cadouri florale, îndeosebi pe 15 august de Sfânta Maria Mare. Ce flori se cumpără acum de Sfânta Maria Mică? Câte un crin, un trandafir, nu prea se vând flori. S-au vândut flori de Sfânta Marie pe 15 august, nu prea. Nu e, dacă vă uitați, nu e nimeni. Nu prea se mai ține sărbătoarea aceasta? Nu prea. Din ce ați observat, cam cât sunt dispuși giurgiuvenii să cheltuie? Cât mai puțin. Nu, se limitează la 10 lei, la 15 lei maxim, nu. Pentru că e o mare sărbătoare, e o sărbătoare specială, pot să o numesc, cu toate că e Sfântă Maria Mică, merg florile mai selecte, să le spun, trandafir, crin imperial, anturium, minirosa, mai puțin crizantemă și celelalte. Dar și celelalte flori, chiar dacă sunt mai puțin valorice, au un preț un pic mai mic, sunt apreciate și orice fir de floare oferit e un gest frumos și apreciat. Cei care nu au renunțat la nobilul gest de a oferi flori persoanelor dragi care își serbează onomastica au ales crini imperiali sau trandafiri și au plătit între 20 și 35 de lei pentru un buchet. Se obișnuiește ca la colegi, la prietene ce ai să le oferi flori, nu? Că așa este frumos. Aveți multe sărbătorite? Păi avem câteva mării. Le cheamă Maria, Mărioara, sunt vreo 2-3 fete acolo. Și de aceea mă uit după flori ca să le luăm ceva care să le placă, să simtă că fetele nu sunt uitate, sunt în atenția noastră, nu? Și la ce flori vă uitați? Păi câte sunt aici, nici nu știu la care să mă uit, domnișoare, trebuie să-mi aleg întâi să văd. Pentru o colegă. Fiecare an obișnuit să cumpărați? Da, persoanele dragi și apropiate, da. Și ce flori i-ați ales? Păi acum trandafiri. De ce ați ales trandafiri? Sunt florile pe care le îndrăgesc cel mai mult. Da. Și în funcție de ofertă pe care o găsesc. Trandafirii și crizantemele rămân florile pe care giurgiuvenii le oferă cu fiecare ocazie. Indiferent de florile și culorile alese, comercianții spun că nu ar trebui să treacă nicio zi de sărbătoare în care cei dragi să nu primească daruri florale și să nu zâmbească măcar o dată.